Vă mulțumesc mult că ați venit. Mulțumesc încă o dată lui Șerban și lui Liviu. Au făcut un lucru impresionant pentru mine și pentru dumneavoastră, dar mi-a mai pus încă un nod în gât. Nu știu ce aș mai putea spune mai mult decât au prins ei în film. Poate cel mai bine ar fi să-i las pe ei să vorbească sau să puneți dumneavoastră întrebări și poate să vorbim în final despre semnificația, miza acestei decizii, acestui verdict care va avea, se va pronunța marți, deci peste practic două zile, trei zile, la Înalta Curte de Casație și Justiție, care e finalul acestui proces care, la total, ați văzut, durează de, practic, 33 de ani. Dacă aveți întrebări pentru Andrei, în primul rând, nu pentru noi. Cum ați rezistat? Cum vă vindecați rănile? Hai sus. Vă mulțumesc. Nu consider că mi-a fost greu, nici nu pot să-mi pun problema așa ceva. Trebuia făcut ce trebuia făcut pentru tata. El a dus greu. El a dus îngrozitor de greu. Și nu numai el. Deci, de fapt, ați sesizat, probabil. E vorba de criminalitatea regimului Ceaușescu. Criminalitatea acelui regim împotriva căruia nu, revoluționarii, poporul român, până la urmă, s-au mântuit de frică și s-au ridicat în decembrie 89. Deci, cumva, revoluția a fost proba extremă, că a fost cea mai violentă, ultima manifestare a acestei criminalități, că poporul român îl ura pe Ceaușescu, că era într-o relație de adversitate cu regimul opresiv al securitatea lui Ceaușescu. Că de aia nu s-a ridicat poporul român timp de 25 de ani împotriva unui dictator inept care ducea țara de răpăși. Am mai spus lucrul ăsta. Și totuși trebuia aplaudat. El trebuia să fie cel mai iubit fiu. În halul ăsta ați văzut. Au prins extraordinar acești doi oameni de talent extraordinar. Cum au prins în contrapunct cum trebuia să se danseze în fața lui Ceaușescu și mizeria în care trăia. Și mizeria nu aia materială, dar mai îngrozitoră, acea mizerie morală despre care tatăl meu scria jurnal. Și a scris și la Europa Liberă. Deci exista totuși această relație de adversitate pe care judecătoarea Mihaela Niță în 2019 a spus că nu exista, că pur și simplu, și asta e, și securiștii o spun, au spus-o ca martor la proces, martor ai apărării torționarilor, vin securiștii ăștia pe care îi cunoașteți, poate. Vasile Mălureanu, Aurel Rogojan, generali, foști ofițeri de securitate la rang înalt, colonel, au ajuns generali în SRI, care au stat acolo până în ultimii ani. Și care vin și spună că poporul român n-a avut o relație de adversitate cu sistemul represiv, care de fapt n-a fost sistem represiv, că securitatea n-a folosit decât mijloace influențare pozitivă. De-aia am stat noi toți în acea umilitoare postură de a-l aplauda. Nu. Cercetările noastre și memoria noastră colectivă ca popor trebuie să ne aducem aminte. Am stat de frică. Și nu de frica lui Ceaușescu, de frica securității. A violenței securității. A amenințării acelor 500.000 de informatori, ofițerilor care te puteau lua. Și până la urmă, a fost o represiune cumva mai deghizată. Am spus și asta, am făcut cercetări pe tema asta. Colegele de la CNSAS au fost extraordinare și ne-au ajutat atât de mult cu atât de multe dosare
din care rezultă că represiunea ceaușistă a fost stalinistă, de tip stalinist, dar deghizată sub acoperirea altor organe. Marea majoritate a disidenților, opozanților, au fost, de fapt, luați de miliție și bătuți ca și tata, acuzați de fapte de drept comun. Dar nu vreau să merg prea departe. Liviu îmi spune să spun totuși care e miza. Deci, miza procesului este, până la urmă, să nu se mai repete. O decizie de crime împotriva umanității, care este, practic, acuzația care li s-a adus celor doi torționari, și nu contează ei atât de mult, nu contează nici măcar memoria lui Gheorghe Ursu atât de mult, cât asanarea morală a societății noastre, de crimele care s-au petrecut atunci și care sunt dovedite și răzdovedite. Și cei care poate încă totuși nu au auzit și poate au așa o senzație, stai că securitatea parcă n-a mai bătut chiar așa ca pe vremea lui Stalin. E, atunci vă invit, am pus pe site, am pus în pe site-ul Fundației Gheorghe Ursu, dar până la urmă sunt documente, filme făcute de Liviu Tofancher, doi ani prea devreme, despre muncitorii de la Brașov, de care cred că am vorbit în film, care au fost torturați sălbatic. Și nu numai ei, Vasile Paraschiv, ați văzut acele chipuri, tot câteva exemple, au fost sute, cum spunea. Memoria lor cere să le facem dreptate, dar mai ales memoria generațiile viitoare ne cer să facem dreptate acum, ca să nu se mai repete. Că roata istoriei se întoarce din nou, acești torționari să nu apară din nou, să facă același lucru. Asta este sensul crimelor, legislației împotriva infracțiunilor contra umanității, să nu se mai repete. Așa cum s-a întâmplat, nu, la tribunalul de la Nürnberg, o asanare morală a unei societăți care a trecut printr-o dictatură, care evident nu ar fi pedepsit torționarii care au acționat în slujba ei, în slujba dictatorului. Nu făcea Hitler sau Ceaușescu proces împotriva torționerilor care au acționat în slujba lor. Dar când se termină, și asta e speranța, că roata istoriei totuși merge până la urmă din nou la democrație, se termină dictatura, să-i pedepsim astfel încât să nu începem din nou. E un mecanism până la urmă de pază, de protecție împotriva unei noi dictaturi. Așa, să știți că manierele de persecuție din SRI continuă. Și suntem care trăim o persecuție în formă continuată asupra noastră și asupra părinților noștri. Inclusiv a spune lumina noci și a nu te lăsa să ai întuneric în cameră, curs pe clădirea SRI-ului, acolo unde trebuie, mai sus decât celelalte becuri. Este incredibil ceea ce ne fac. Își fac joc de viețile noastre acești generali făcuți pe bandă rulantă. Ne-am riscat viața de pur și simplu la în legătură cu miza despre care vorbea Andrei, poate nu a fost destul de clar faptul că acești doi foști ofițeri de securitate aflați în banca acuzațiilor sunt singuri ofițeri de securitate acuzați până acum, în 33 de ani, de crime împotriva umanității comise înainte de decembrie 89. Primii, singuri. Altfel spus, nu există până acum niciun ofițer de securitate condamnat pentru vreo faptă comisă până în decembrie 89. Nici unul. Deci miza ar fi că scutul acesta care a protejat securitatea permanent poate fi spart. Poate. Nu știu, nu suntem siguri, o să vedem. Peste doar 3 zile. Dacă va trebui să constatăm că el nu poate fi spart, atunci să ne întrebăm cine este realmente la butoane în această democrație românească post-decembristă. Dar vrem să fim optimiști. Da,
Ce veți face dacă decizia instanței nu va da dreptate familiei Ursu, să zic așa? Mulțumesc pentru întrebare. Revin la ce a spus Eligiu, că tocmai mi-am adus aminte un lucru pe care nu l-am mai spus, sau poate că nu l-am mai spus. Acest argument că niciun securist din anii 70-80, de perioada ceaușistă, după 65, n-a fost condamnat pentru crime împotriva umanității, pentru torturi, pentru bătăi, pentru abuzurile pe care le-au comis în anii aia, a fost un argument folosit de judecătoarea Mihaela Niță de la Curtea de Apel. Și a fost argument folosit de securiști, de apărarea securiștilor, care în notele scrise la proces, și ea le-a copiat ad literam, au adus argumentul, iată, regimul n-a fost violent, fiindcă n-a mai fost condamnat nimeni, niciun securist. E o chestie formidabilă, dacă vă gândiți puțin acest argument kafkian, că practic nu va fi condamnat nimeni niciodată, fiindcă totdeauna va fi primul. Și fiind primul, nu va fi condamnat, fiindcă n-a mai fost niciunul înainte.